Nativii din Zodia Berbec nu îi va ocoli norocul în plan social, vor pune la punct proiecte profitabile și au șanse să-și sporească bugetul. Vești bune familiale pentru Tauri în plus și banii trag la ei. Geminii ar face bine să renunțe la încăpățânare pentru a nu-și compromite relațiile sociale. Racii vor avea o zi bună în plan financiar, vor primi oferte de afaceri pe care n-ar trebui să le refuze. Leii vor fi numai un zâmbet, vor avea și de ce. Evenimentele de astăzi îi vor bucura nespus. Fecioarele vor întâmpina probleme din cauza atitudinii conflictuale. Ar fi spre binele tuturor să fie împăciuitoare. Balanțele vor avea rezultate excelente în ceea ce vor face, spiritul organizatoric și eficiența le vor fi de mare ajutor. Scorpionii sunt oameni de cuvânt, nu își vor neglija angajamentele din plan profesional, chiar dacă vor apărea și alte proiecte neprevăzute. Săgetătorii vor avea o zi liniștită, fără evenimente care să le dea bătăi de cap, se pot aștepta la vești bune în plan familial. Capricornii se vor implica în activități sociale și își vor face datoria ca la carte. Vărsătorii sunt maleabili și cooperanți și chiar dacă anumite opinii nu vor fi tocmai pe gustul lor, vor spune ca cei din jur și vor acționa după propriile convingeri. Peștii vor fi entuziaști, muncitori și se vor bucura de rezultate pozitive în tot ceea ce vor face.